Situația de la Fundația Acasă legată de plata TVA către stat rămâne deocamdată fără rezolvare. Deși situația a fost dezbătută ieri în ședința de Consiliu Local și astăzi în ședința de Consiliul Județean, autoritățile nu au găsit încă nicio soluție. Problema a apărut în contextul în care finanțatorii olandezi pun la dispoziția centrului banii necesari pentru construirea unui departament de copii. Dar fundația trebuie să plătească statului aproape 100.000 de euro, reprezentând taxa pe valoare adăugată. Finanțatorii refuză să asigure și plata TVA-ului, considerând nedrept ca din banii colectați de la organizații și persoane private din Olanda să fie plătite taxe către statul român. Ieri, în ședința de Consiliul Local, a fost dezbătută problema Fundației Acasă, dar nu s-a ajuns la nicio concluzie. Ce putem face noi, ca și Consiliul Local, este să demarăm un proiect legislativ pentru scutirea fundației de la plata TVA-ului. În momentul de față, potrivit legislației în vigoare, nu este posibilă scutirea de la plata TVA, a declarat viceprimarul Daniela Coța, membru în Consiliul de Administrație al Fundației Acasă Zalău. În ședința de Consiliul Județean de astăzi s-a luat în calcul varianta unei sponsorizări care să acopere plata TVA, dar deocamdată nimic sigur. Sigur e doar faptul că amenajarea unui departament de recuperare unde să fie tratați în mod gratuit copii este îngreunată de stat, care taxează chiar și suferința.